Salutare tuturor, eu sunt Demenchiu Boy și astăzi revin cu un nou episod din GTA 4. Hai să vedem ce facem și astăzi. Cât timp mă filmam pe aici, am primit m-a sunat Vlad și avem misiunea el, se pare, așa că hai să mergem. Ce că îmi plinge și își cere scuze după. Ba da. Îmi cer scuze dacă Facebook este în partea dreaptă, dar l-am uitat așa, din păcate. Când vreau să filmez Battlefield, l-am uitat și am uitat să-l mai setez. Aici episodul ăsta Facebook e în partea dreaptă. Te bă că îmbușești mașina, mă. Ok, hai să vedem. Deci trebuie să învățăm un bătrânel minte. Să vedem în ce moduri îl învățăm minte. Ulu. Mergem în Chinatown. Mergem în China, băieți. Și fetii. Hai să vedem. Deci îl lasăm pe Little Jacob atunci. Se pare că Little Jacob este tipul cu care noi ne batem. Tipul care cu care noi ne batem. Tipul care ne dă misiuni cu un pușcător. Ne antrenează pentru visiunile viitoare. Bă, îmi pare rău, nu am urcat pe tine. Te-am călărit doar. Fă loc la șef, mă. Ok, hai să-i dăm bice. Hey, let me in. You owe Vlad protection money, old man. Big Vlad and his protection money? I'm so scared. What I need protection from? You think his door is going to save your shop? There's shit I can break up here. Vlad should pay me to tell punks like you to go away. He gets no money. Deci Vlad ăsta e tipul cu bani, mă. Find something to throw to the shop window. Ok. Cremina. Doink up. Mai avem două geamuri. Ia pus pe asta. Bă, nu merge, mă. Bă, du-te, mă, că nu te cred. N-are cum. Ce mai geam? Stai așa. Aha, asta merge. Așa mă dă banii. Ce repede a dat. Mă rog. Hai să vedem. Mergem înapoi la Vlad. Ce misiune ușoară, frate. Mă rog. Hai să vedem. Deci se pare că a trebuit să-i spargem geamul de la magazinul bătrânelor ăla și gata. Wow, ce misiune grea. Ok. Oprim radio-ul. Nu. Și mi-era că o să dau bot un bot cu polițaiul ăla, le dau cu ăsta. Ok. Mai avem un pic și ajungem și la boss. Bă, ce te oprești, mă, în mijlocul drumului? Ia uite și pe ăștia.
Măcar nu era niciun poliție aici. Și da, așa se conduce Liberty City. Vorbești, mami, mamă, hai să știu ce dau. Ok, hai să vedem acum ce mi se mai avem. Am luat 357 de dolari, măcar să vă zic asta, pentru că e facecam acolo și nu arată. Hai să vedem ce mai facem. E, mergem la plimbare. Ia, stați așa. Mă, dacă toți suntem aici, o stăm pe gagica și o scoatem în oraș. Hello, Michelle. Want to hang out with me? Sure, I'd like that. Pick me up in an hour? Cool. See you in an hour. Ok, într-o oră. Și eu tocmai acum vin la tine. E, ne vedem mai repede, stai calmă. Ce mers are, doamne. Hai, fă mai repede, claxonează-l. Sau claxonează-o. Că e o ea. Unde să o scoatem pe gajică? O scoatem la... la restaurant, pentru că noi nu ne permitem bani. Scoatem la restaurant. Că barul e prea scump. Adică, cum adică you wearing that again? Adică nu-ți place haina mea cea sexy? Băi, făi, nu te juca cu mine, că nu-i de joacă! Ce-ai mă cu Jeez Louise-ul tău? Eu sunt Nico Bellic! Nu, nu sunt bolnav, sunt nebun. Mai tu pe mine cu Have You Sick? Băi, făi, eu sunt nebun. Ulu, am uitat, trebuie să scoatem acolo. Întoarcem. Du-te-mă. Place, place, tu nebună. Mie nu-mi place. Ești numai închid ușa. E. Cum adică, făi, nu e amuzant? E foarte amuzant. Sigur că nu. Passenger all. Can I come in? Sure. Why not? Great. Hey, listen. I respect you. Uite-mă, ne lasă din prima întâlnire. Opa. No. I think she likes me. Ok. Un mesaj de la domnul Vlad. You can come see me for more work. Ok. Hi, love Vladdy, boy. Așa, Vlad. Hai să vedem ce teabă ne mai dă și urâtul ăsta. Grasul ăsta urât. Vezi, mă, tot ce trebuia era să ne scoatem gagica în oraș și gata. Faceți loc la boss?
Vă rog eu frumos. Bă, tis idiot, corect. Dar eu am vrut să fac asta. Ok, hai să vedem ce misiuni mai avem și la idiotul ăsta de la... Opa, răspunde la Roman. Îmi pare, nu pot. I cannot drink with you now. I need to be in control. Sure, cousin. Call me when you have a moment. Aaaa, îmi dai dislike. Te... Mă voi da dislike, da? Bă, da, te știu. Ce zici, mă, acolo? Roman mi-a dat dislike. Bă, dacă am mișni ce vrei, mă, grasule. Go to the laundromat. Ok. Cu mașina fumegând, mergem. O, ce departe, frate. A, ah, bă, intră mai repede, că-l pierdem. Let's do this. Rock and roll style. Du-te, mă, grasule, sunt în urmărire generală. Așa, mă. Plus 100 de biștari. În comisionera, Vlad. Hai la el. Măcar mai avem timp de o misiune. Chiar dacă n-am timerul pornit, mai avem timp de o misiune. A, să termină cu grasul ăsta.
Bună asta, bună. Ok. Clean gateway. Hai să vedem ce vrea și grasul ăsta. Come on. Nu mulțumesc. We walked all the way over here so you could snort coke? No, listen. That's better. Man, we can get some good stuff. It's a cup of flexible. Stomach problem. Nice detail. Yeah, listen. Where were I? Oh, yeah. So, I need you to head up to Duke's and get a car for me. It's a silver police, and it's parked on the project by DRC subway station. Okay? Sure. You got keys? No, Jokel. I need you to take the car. Asshole owes Mikhail some money. Take his car instead, huh? You gonna drive over there? What? How are we gonna drive over there? No. You're gonna take the train, buddy. You think I wanna be in the car with the peasant? Come on. I'm gonna go meet somebody. Have a little party. Okay. Fine. Have fun. Take care. Nu mai mișto pe engleză și decât pe românește. Go to the subway station. Ne-aia pe dată, mergi pe mine cu metro. Ce-ar fi ai tu să fii? Da, 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 bla, 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 cum zici tu. Mergem cu trenul. Da, 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 skip. Nu vreau să mă uit cum mă plimb cu trenul. Find and take the silver beast of car. Cu compact, pardon. Interzis? Ok, permis. Mă gândeam eu că am voie să merg pe aici. Da, 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 ok, am la mașină, hai pa. Aia a rămas sără mașină, băiatul. I have your new car, Vlad. It's not pretty, though. Real dirty. Dirty? I can't sell a dirty car. I know your cousins like them dirty. Maybe your whole jungle family drives around in a dirty car. But it's not the way over here. Fucking peasants don't do nothing right. Hey, I could fuck this car up worse than a little dirt. Relax, man. You just lose your age. There's a car wash over in Saratoga Avenue. Just take it over there, and then
to my lockup just off Mohawk. Did they give the car up easy? It was easy. I didn't even have to hurt the guy. Good. Dead guys can't be eaten. You are learning. Ah. Deci îl lasem bine. De câte ori mi-am lăsat-o, oh my god. Du-te, mă, naibii. Bam. Da, 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 skip. E curată, dar e... Da, nu-i bușită. N-am bușit-o. Ok. Hai să vedem ce mai e. Unde trebuie să ducem mașinuța asta? Bă, îmi lovești mașina, mă. Și-am plătit mult pentru ea. Bă, dacă vinzi o mașină fără capot, ești cel mai tare, băiatul. Arată frumos. După mine. Ce murim, mă, nu murim. Da. Așa. Ok, 150 de biștari. Ok, haideți că încheiem și noi încep să, acest episod aici, sper că v-a plăcut, vă mulțumesc pentru atenția o dată și ne vedem data viitoare, pa!